frații din Bucov, din Plașa, din Plopu, din Ploiești au început lucrarea în Valea Călugărească, nu? Mulțumesc lui Dumnezeu că am privilegiul să fiu cu dumneavoastră. Nu o să iau prea mult timp pentru introducere, deoarece am câteva lucruri de împărtășit cu dumneavoastră, câteva experiențe. Această fotografie este în Etiopia. Cred că v-am povestit puțin data trecută când v-am vizitat despre Etiopia. În țara aceasta, lucrarea, mișcarea de reformă a intrat în urmă cu 3 ani. Iar acum, prin Harul Domnului, avem doi predicatori, câțiva presbiteri cu binecuvântare și câțiva lucrători biblici, aproximativ 20 în total, și peste 500 de membri. Această fotografie este făcută în curtea unei case pe care am închiriat-o pentru adunare și datorită faptului că au venit prea mulți vizitatori pentru o conferință, a trebuit să facem adunarea afară. Iar aici felicitam pe unul dintre lucrătorii care primise binecuvântarea în acea zi. Aici este o imagine foarte comună în Etiopia. Mulțimi de oameni vin cu măgari și cu containere de la distanțe foarte mari să ia apă. Și se stă la rânduri interminabile. Uneori așteaptă o zi întreagă să-și umple bidoanele cu apă și să le ducă acasă la familie. Fântânele sunt construite de anumite societăți de binefacere, dar nu în fiecare localitate există o fântână. Și aceasta este o imagine foarte comună în Etiopia. Sunt mulțimi de animale pe șosele. Aici este o imagine cu casele comune în sate. Casele sunt rotunde, acoperite cu paie, stufăriș, mai degrabă spus. În casa respectivă au un spațiu dedicat dormitorului, cu un singur pat. Și deoarece au mulți copii, majoritatea dintre ei dorm pe jos, pe rogojin. Într-o altă parte a casei au un loc în care țin animalele, în aceeași cameră, de teamă să nu le fure vecinii, vacile și măgărușii. Și în mijlocul casei au un loc unde fac focul și gătesc mâncarea. Jos, undeva, între pietre. Aici este un taxi care e foarte popular în Etiopia. Iar aici transportul, deoarece nu au spațiu suficient în autobuze pentru bagaje, le leagă deasupra autobuzului. Iar aici, un măgăruș foarte mic, trage o căruță mică cu frunze de banan. Ne întorceam dintr-o călătorie foarte lungă, unde mersese mult pe dealuri, pe munți, prăfuiți, și am văzut că undeva se vindea roșii sau pătlăgele și pepe. Și am rugat pe frate să oprească puțin, să cumpăr câțiva pepe, că mi-era sete. Și frații au oprit mașina puțin mai departe și m-au rugat să nu cobor din mașină, ca nu cumva să mă vadă că sunt alb și să ne încaseze mai mult pentru pepe. Și sigur, cum de obicei sunt foarte ascultător, am stat în mașină până au cumpărat ei pepe și am coborât să fac poze. Când m-au văzut vânzătorii de pepe că eram alb, ne-au dat un pepene gratis. Și frații au fost foarte impresionați. Aici, din nou, transport comun foarte
mult văzut în Etiopia. Iar aici, după ce m-am întors din călătorie, la casa predicatorului, în capitală, Addis Ababa, am mers să fac un duș, dușul de afară. Vedeți țeava pe care curge apa. Dușul rece, bineînțeles, nu calde. Aici eram la o adunare în afara capitalei, la aproximativ 7 ore de capitală. Aici este corul. După cum vedeți, îi dau importanță specială corului, se îmbracă deosebit. Aici eram tot așa afară, deoarece spațiul din casă era insuficient. Iar acolo e fratele Sileși, președintele Uniunii Nou Organizate în Etiopia, traducea pentru mine. Iar aici, din nou, membrii din cor sub umbrelă, MOV. Da. Aici aveam un program de examinare pentru botez, la care am invitat în față unul dintre candidați ca să demonstrez felul în care urma să se desfășoare botezul. Pentru că frații spuseseră că botezul va avea loc într-un râu, le-am spus candidaților pentru botez că o să-i introduc în apă, cu apa curgând dinspre cap, ca nu cumva să le intre apa pe nas. Și când am ajuns la locul botezului, acesta era râul despre care vorbeau frații. Nu curgea de nicăieri spre nicăieri. Era o mocirlă în care intram în mâl, în nămol, până la genunchi. Aici e o poză cu frații care asistau la botez. Și aici o poză cu frații care au asistat la o conferință în sabat. Aceștia sunt lucrătorii biblici și predicatorii. Avem și o soră lucrător biblic. Am avut un seminar cu lucrătorii și de aceea erau adunați separat. Aceasta este o adunare în construcție a fraților din Etiopia, pe un teren foarte mare, unde plănuiesc să crească vegetale. Aici eram într-un oraș, de fapt într-un sat undeva în munți, unde se plantează ginger, cum se spune în românește? Ghimbir, nu? Ghimbir. Era plin pe jos de ghimbir, într-un centru mare. Când treceam cu mașina, călcam pe ei, nicio problemă. Ei vânturau ghimbirul acolo. Și oamenii când văd pe cineva alb în mașină sau ceva, vin cu grămada să ne atingă, să vorbească cu noi, să ne audă vorbință. Și printre mulțime, frații au observat un frate de-al nostru, un membru al bisericii, l-am chemat mai aproape, și când m-am uitat, am observat că purta un tricou al Naționalei Române de Fotbal. Undeva în munții, în Etiopia. Impresionant. Aici suntem în Albania. Câțiva tineri din România au venit să ajute un proiect. Acesta a fost primul dintre ele. Aici vizitam o familie de albanezi, foarte primitori, foarte credincioși în felul lor și foarte interesați în a studia mai mult. Aici jos, în colțul din dreapta dumneavoastră, este un tânăr, băiatul familiei, care este student în Vlore, unde avem noi biserica. El traduce pentru noi din engleză și italiană când vizităm. Și a exprimat dorința de a fi botezat și bănuiesc că el va fi primul rod în Albania. Aici era a doua oară când am făcut o campanie împotriva folosirii drogurilor de către tineri. Și aici este doctorul pe care l-am cunoscut cu ocazia primei vizite. Dumnealui s-a oferit să vină să facă prezentarea medicală împotriva abuzului de droguri. Iar aici,
pregăteam pliantele, invitațiile pentru distribuire. Purtam tricouri cu mesaje împotriva abuzului de droguri și ne-am împrășteat prin oraș să distribuim invitații. Aici spune, spune nu drogurilor, Biserica Adventistă de ziua 7-a, Mișcarea de Reformă. Acesta este spatele fratelui Iulian. Aici cântam o cântare la acea evanghelizare. Această poză este în Mexic. Am vizitat o biserică tot așa undeva în munți. Și pentru că erau mulți copii acolo, m-am oferit să le spun o poveste la începutul predicii. Foarte plăcuți copii. Iar aici, călătorind cu mașina, am întâlnit pe stradă, ca și în România, o femeie vindea piersici. Am oprit să cumpărăm câteva. Și de asemenea am cumpărat un porumb copt, cald, cu sare. Eram înfometat. L-am mâncat cu mare poftă. Aici un măgăruș săracul. Îmi plac foarte mult măgarii. Și când am văzut, am oprit mașina să facă poză. N-a fost plăcut să-l trag de ureche, dar... Iar aici a venit un frate cu calul și pentru că era o așezare muncoasă, am vrut să-l călăresc puțin. Să-mi imaginez cum călătoreau misionarii dinainte. Dar aici este un video. Ultima oară când am atins un cal, eram în Valea Călugărească, m-am apropiat de el să-l ating și după ce l-am atins, m-a lovit de două ori cu copitele. Și am fost puțin neîncrezător. Nu mai știam să-l călăresc prea bine. Dar am mers puțin. Aici eram la adunare în Mexic. Am făcut poze cu câțiva tineri. Și a fost foarte, cum să zic, plăcut. Frații, unii dintre frații erau foarte mici. Majoritatea dintre ei. Și când, după adunare, când ne salutam la ieșire, unii frați erau așa de mici că mă îmbrățișau de picioare. Îmi spunea uriașă. Aici e o prezentare a copiilor. Și vedeți cu microfonul, este un copil de 7 ani. Iar aici, în dreapta, cu geaca albastru, maro, este un alt copil, tot de 7 ani. Dar cel care are microfonul a făcut o prezentare ca un om matur. Cu apeluri la tine. Cu... Iar acela în geacă maro este fiul de penticostal și singur a luat inițiativa să vină la adunarea noastră. Și frecventează regulat. Aici făcea o rugăciune foarte serioasă, foarte profundă. M-a impresionat în mod deosebit. Mi-a amintit de paragraful care spune că copiii vor juca un rol important în încheierea lucrării de predicare a Evangheliei. Aici este președintele Uniunii și președintele de câmp, pe unde vizitam. Un bătrân de 82 de ani a venit și mi-a spus că ar vrea să se boteze, dar nu mai vede bine să citească Biblia. Și m-a rugat să insist ca un lucrător să-l viziteze, să-i citească, să se pregătească pentru botez. Mi-a amintit de bunicul meu care s-a botezat la vârsta de 87 de ani. Aici este o adunare de tineret în Mexic. Iar aici, în Columbia, nu de mult am vizitat, o adunare exclusiv pentru tineri. Părinților nu li s-a permis să vină în tabără. Au fost câțiva care erau ocupați de bucătărie, dar adunările au fost exclusiv pentru tineri. Și am fost impresionat să văd ce întrebări sincere au pus tinerii
foarte preocupați de viața veșnică. Aceasta este capana în care am fost cazat eu și încă un frate. Și am crezut că aceste cabane sunt folosite ocazional pentru tabere, dar mi-am dat seama că o familie destul de numeroasă renunțase pentru o săptămână la acea cabană pentru noi. Era casa lor. O casă cu o cameră și baie. Iar în spate, o bucătărie de vară în care se intră pe afară. Acest tânăr cu ochelari necăsătorit, aceea este nepoțica lui, e surdomut. A povestit... El nu putea să vorbească înainte de convertire deloc. Dar de când a fost convertit, a făcut un efort deosebit să învețe versete biblice, știe toate cele 10 porunci, să le pronunțe. Greu, dar le pronunță, le poți înțelege. Și a povestit experiența convertirii lui, cum bea, și odată fiind beat, l-au atacat câțiva tineri și l-au bătut, l-au înjunghiat cu cuțitul de vreo 7 ori, dacă mi-am uitat bine. A fost dus la spital și cineva care l-a vizitat, unul din familia lui, bunică sau mătușă, când l-a vizitat la spital după ce și-a revenit din comă, i-a spus că e timpul să se pocăiască. Și de atunci a promis lui Dumnezeu că dacă va fi salvat, se va pocăi. El predică foarte frumos, pregătește prezentări PowerPoint și explică, face un efort deosebit să pronunțe câteva cuvinte și prin mimica lui predică cuvântul lui Dumnezeu. Impresionant. El a fost mâna mea dreaptă. M-a ajutat cu computerul, cu proiectorul. Și într-o zi m-a rugat să îmi iau timp pentru el, să stăm de vorbă. Ne-am înțeles destul de bine. Să vorbească cu mine despre curtenie și căsătorie. Și în Columbia oamenii sunt foarte mici și autobuzele sunt construite după înălțimea lor. Am mers undeva cu autobuzul și sigur am dat întâietate surorilor să se așeze, iar eu trebuia să stau în picioare și, dar nu puteam, eram undeva mai în spatele autobuzului. Trebuia să stau aplicat, că nu încăpeam. Și șoferul m-a chemat în față și a deschis trapa și acolo am încăput foarte bine. Numai că fiind grot, mi se lovea capul și de stânga și de dreapta, și din față și din spate. Dar oricum a fost mai bine, că mi-am îndreptat oasele puțin. Aici eram undeva în câmpie, am ieșit cu tinerii la plimbare. A trebuit să traversăm un râu pe un buștean și una dintre fete a căzut în apă. Aici se împărțea mâncarea. Aici mâncam, discutam. Ceva care m-a impresionat, care probabil ar fi trebuit practicat aici la conferința noastră spirituală, este că la unul din prânzuri tinerii au înțărcuit grupuri de tineri care nu se cunoscuseră niciodată. Nu au permis să mănânce între cunoscuți, ci i-a amestecat între ei. Și acolo le-a impus ca în timp ce mâncau să ajungă să se cunoască unii cu alții. Iar la sfârșit au fost chemați în fața vizitatorii și i-a întrebat câți prieteni lui și-au făcut. Și dacă cineva și-a făcut măcar un prieten, primeau coroană din hârtie. Și în funcție de numărul de prieteni, primea stele în coroană. Foarte impresionant. I-a încurajat pe tineri să-și facă prieteni noi. Iar aici este grupul de tine care a participat. Nu toți. Erau în poză, dar... Și pentru că ploua în fiecare zi, mi-au dat cizme. Nu le-am folosit prea mult, că le uitam mereu, ori în cameră, ori în mașină, ori... Și mă urdeam mereu.
Aici a fost punctul cel mai important al taberei. La sfârșitul unei prezentări am făcut un apel la tineri să iasă în fața aceia care aveau gânduri pentru botez, care fuseseră impresionați, și toți acești tineri au ieșit în față. Plângeau. Foarte, o experiență deosebită. Iar acum, în ianuarie, când voi vizita Columbia din nou, mulți dintre acești tineri se vor boteza. Iar aici călătoream cu autobuzul de la tabără spre capitală, spre Bogotá. La plecare, câțiva tineri au vrut să facă poze. Aici era coroana mea. Două fetițe care au văzut că unii dintre frați veneau și ne dădeau cadouri tradiționale de acolo, din Columbia. Două fetițe au venit la noi și au zis: noi nu avem cadouri importante să vă dăm, dar uite, v-am pregătit o coroană. Și mi-au dat coroana aceea pe care vreau să o port și când mă întorc în Columbia. Și pentru că am purtat-o până și acum, mi-au spus frații că acele fetițe își amintesc că eu le-am purtat coroana. Nu doar am primit-o, ci am purtat-o. Aici eram în Bogotá, am stat la un tânăr în apartament, înainte de zbor, înapoi spre casă. Și acel tânăr în cămașă albă participase la tabără, avea o bandă rock, dar pentru că a fost impresionat cu ocazia acelei tabere și a fost unul dintre cei care a ieșit afară, în față, exprimând dorința de a fi botezat, a venit la mine noaptea. Ne culcasem. Și mi-a spus: frate Adrian, nu vreau să plecați înainte să mă ajutați să șterg toată muzica rock din computer. Și a spus: mă tem că dacă apucați să plecați, nu o să mai am putere să o fac singur. Și am mers în camera lui, unde avea computerul, am făcut eu o rugăciune, a făcut și el o rugăciune, colectase deja toată muzica, după cum o vedeți acolo, pregătise deja, doar trebuia să apăsăm pe click, să ștergem toată muzica din computer. Toată muzica rock. Și acolo deja făcusem rugăciunile, eram amândoi pregătiți să apăsăm pe mouse și să ștergem muzica. A fost foarte emoționant. Deosebit de emoționant. Am șters toată muzica din computer. Și nu avea câteva... Ce vedeți dumneavoastră acolo, rândurile acelea mici, mici, sunt... files? Cum să spun? Arhive. Sunt arhive cu nu știu câte piese muzicale, fiecare. Mii de piese muzicale le-am șters în câteva secunde. Și s-a simțit foarte eliberat. Aici o... fotografie cu o poză din Los Angeles, botezul unei tinere. Aici, masa după botez, fratele Marian Ioniță o felicita. E câmpul în care lucrează el. Iar aici sora Luiza o felicita. Și din nou, mânca. Acolo frații mănâncă mult împreună după adunări. Nu se mănâncă, ci mănâncă. Aici este o poză în Arkansas, unde lucra fratele Iuliano Ciupanu, e și el undeva acolo în spate. Iar acum, acolo locuiește fratele Abi. Undeva, aici e biserica și jos, la subsol, există un apartament unde el locuiește. Fratele Abi Budeau.
câțiva tineri practicând, pregătindu-se pentru program. Aici o discuție despre medicină cu frații mai în vârstă. Iar aici este Albania anul acesta. În adunarea pe care am închiriat acum de curând, mai în centru, mai mare, cu același preț pe care îl plăteam și la sala mai mică, undeva mai dosită în oraș. Și adunarea a fost, în adunare au fost mulți tineri pe care i-a adus acel tânăr care traduce pentru noi de la universitate. A vorbit cu ei și vin acum la adunare. Cântă foarte frumos toți. După cum vedeți, impresionant. Adunarea plină cu tineri. Iar aici, după adunare, am mâncat fructe împreună. Fratele Cosmin și soția lui învață albaneză. Deja pot purta o conversație în albaneză și e foarte benefic pentru lucrarea de acolo. El este Cosmin, cu fetița lui. Iar aici, în fața adunării, am vizitat din nou familia acestui tânăr. Culegeam pepeni din grădină. Iar aici am vizitat-o pe sora lui, care este în tricou verde, acolo pe canapea. Vreau să vă povestesc o experiență despre ea. Am avut un studiu biblic, împreună cu ea și soțul ei și câțiva tineri. Și după studiu a venit la mine și a spus, acum pentru prima oară înțeleg că am lucruri de schimbat în viața mea. Și plângea că în sfârșit a înțeles și ea că are nevoie de un mântuitor. În Albania nu e ușor să lucrez cu oamenii datorită influenței musulmane și influenței ateiste. Dar ne-am întors înapoi în oraș, următoarea zi urma să plecăm, ne făceam bagajele, deja le dusesem la mașină, eram gata de plecare. Și dintr-o dată apare ea în apartament, a bătut la ușă, a venit cu ceva, un autobuz și a spus, vă rog frumos să nu plecați. Mai stați măcar o oră. Pentru că am povestit unor oameni despre studiul pe care mi l-ați prezentat și am încercat să le spun ceva, dar n-am reușit să le explic bine. Și am adus aici cu mine să le spuneți dumneavoastră. Și am mai stat o oră să povestesc celor 10 persoane pe care ea le-a adus despre același subiect. Vă spun sincer, și acum mi s-a făcut pielea găinii de emoții. Pentru că e foarte rar că acum oamenii să le exprime atâta interes în Cuvântul lui Dumnezeu și să fie atât de impresionați în urma unui studiu. Încât ca femeia din Samaria, femeia samariteană să aducă împreună cu ea și alți oameni să asculte. Atât pentru acum.